Gazprom ne-a dat un răgaz de 2 zile pentru achitarea gazelor consumate luna octombrie și a face plata în avans pentru întreaga lună noiembrie. Este vorba de 1,4 miliarde de lei, un angajament financiar al Moldova Gaz, dar care va fi achitat cu bani publici pentru a evita sistarea livrărilor de gaze. A urmărit astăzi subiectul Adrian Prodan și ne oferă mai multe detalii. Bună seara, Adrian! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi dimineață, Gazpromul ne-a mai trimis o notificare în care avertiza autoritățile de la Chișinău că va asista livrările spre Republica Moldova la miezul nopții, întrucât nu și-a primit banii conform înțelegerii. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, susține că întreprinderea nu are bani pentru a achita această datorie și a cerut intervenția guvernului. Mai târziu, mai spre seară, ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, a anunțat că a primit un răspuns pozitiv de la Gazprom la solicitarea autorităților de la Chișinău de a extinde termenul de achitare a acestei plăți. Așa că Republica Moldova mai are la dispoziție doar 2 zile pentru a achita această datorie. Astfel că mâine Parlamentul se va întruni în ședință pentru a modifica regim de urgență legea bugetului pentru a debursa, pentru a introduce acești bani care urmează a fi debursați vineri Gazpromului. Secretarul de presă al Gazprom, Serghei Cuprianov, a declarat astăzi dimineață pentru presa din Rusia că termenul limită pentru achitarea gazelor naturale consumate de Republica Moldova în lunile octombrie și noiembrie expiră astăzi, 24 noiembrie, dar plata așa și nu a fost efectuată. Asta în contextul în care luni seara Gazprom a dat autorităților de la Chișinău un ultimatum de 48 de ore pentru transferul bănesc. Moldova nu a efectuat plățile curente pentru gaz. Termenul limită de 48 de ore după expedierea notificării privind sistarea livrărilor din cauza neachitării gazului expiră miercuri la miezul nopții. Gazprom amenință că ne va lăsa la noapte fără gaz în contextul în care guvernul a aprobat ieri o tranzacție financiară de urgență din bani publici pentru ca Moldova Gaz să dispună de 1,4 miliarde de lei pentru a achita datoria curentă, dar și avansul pentru noiembrie către Gazprom. Ministrul infrastructurii Andrei Spânu a anunțat că acești bani vor fi luați din suma alocată în perioada stării de urgență companiei de stat Energocom pentru a cumpăra gaze din surse alternative. Tot ieri, guvernul a comunicat Gazpromului și companiei Moldova Gaz că soluția identificată pentru achitarea urgentă a plăților este de a încheia un contract de cesionare a unei părți din datoria pe care o are Termoelectrica la Moldova Gaz, urmând ca aceasta să fie achitată de Energocom. Datoria cesionată va constitui anume 1,4 miliarde de lei, bani pe care îi va achita Energocom către Moldova Gaz, iar aceasta îi va transfera Gazpromului. Pentru această tranzacție a fost modificată în prima lectură legea bugetului de stat pentru anul curent, iar guvernul a promis părții ruse că mâine Parlamentul va aproba modificarea în a doua lectură în regim de urgență. Prin declarațiile sale, Gazprom sugerează însă că nu este dispus să aștepte transferul nici măcar o zi. Ministerul Infrastructurii a ezitat să comunice la acest subiect până spre seară. Abia după ora 16, ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a anunțat că Gazprom a acceptat să extindă termenul de plată pentru consumul curent de gaze până vineri, 26 noiembrie. Spânu a dat asigurări că datoria acumulată pentru lunile octombrie-noiembrie va fi achitată vineri. L-am sunat și pe șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, pentru a-l întreba de ce în ultimele săptămâni nu a comunicat nimic despre intențiile Gazprom de a stopa furnizarea gazelor, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon.